Oana Roman, cunoscută pentru contribuțiile sale în diverse domenii, a făcut recent lumină în ceea ce privește starea de sănătate a mamei sale, Mioara. După ce s-a confruntat cu numeroase provocări, Mioara Roman se recuperează acum bine și a făcut progrese semnificative în lupta cu boala sa. În ciuda vârstei de 83 de ani și a problemelor cognitive, determinarea și ambiția Mioarei au făcut ca aceasta să urmeze zilnic 2 ore de fizioterapie. Oana Roman, care a avut grijă de mama sa, a vorbit cu drag despre importanța fizioterapiei în procesul de recuperare. Ea s-a asigurat că Mioara a primit cel mai bun tratament și reabilitare posibilă, ajutând-o să-și depășească limitările și să-și recapete forțele. În ciuda îndoielilor inițiale, rezistența și munca asidă a Mioarei au dat roade, iar acum este mult mai bine sănătoasă. Acest lucru ne reamintește puterea determinării și rolul pe care familia și sprijinul medical îl pot juca în depășirea chiar și a celor mai dificile circumstanțe. Perspectiva pozitivă a Oanei și sprijinul neclintit al acesteia pentru recuperarea mamei sale reprezintă o dovadă a forței legăturilor familiale și a importanței perseverenței în fața greutăților.